acum o discuție între Horațiu Feșnic, Pulici și Melinte. Lovitura de colț este executată de Moise. Minge în careu. Situație bună pentru UTA. Continuă faza și până la urmă se acordă corner. Lor Ciprian Rus îi spune ceva acolo lui Horațiu Feșnic. Reclamă, cred, un hands făcut de jucătorii lui Dinamo. Vom vedea pe această reluare, cred, mai bine. Un luft în centrul careului a lui Popescu. Aici absolut nimic, nici vorbă de penalti. Este o nouă lovitură de colț pentru gazde. Minge trimisă, încă reușesc să se descurce jucătorii lui Dinamo. O pasă în care pentru Moldoveanu și este gol! Gol pentru Dinamo. Minutul 14. Moldoveanu, care mai devreme văzuse cartonașul galben, reușește să deschidă scorul. A fost o accelerare în jumătatea de teren a gazdelor, a lui Nistor. A trecut aici ușor de Romario Moise. A pasat pentru Moldoveanu, iar șutul acestuia pe colțul lung l-a învins pe Bolboașă. 1-0 pentru Dinamo din minutul 14. E deschidere de scor în partida UTA Dinamo București. Se înscrie pentru formația vizitatoare numărul 99, Robert Moldoveanu, UTA Dinamo 0-1. Această partidă, antrenorul gazdelor, pe câțiva jucători, este vorba de Stancu și Bustea, care sunt scoși din circuit din cauza accidentărilor. Buhăceanu în careu câștigă în fața lui Ciubotariu, centrează în spate și este gol! Gol pentru UTA, marchează Moise, minutul 18. O acțiune construită frumos de jucătorii lui Iusi Bal. Careul de 16 metri. Iată, revedem tot acest atac. Balon centrat din prima pentru Buhăceanu. Buhăceanu îl întoarce pe Ciubotariu. Centrează perfect pentru Moise, iar șutul acestuia îl lasă stană de piatră pe portarul Straton. Mingea este deviată, cred, de Pulici. Așa este. Și se face 1-1. Încă o dată reușita lui Moise din minutul 18. 1-1. Tinge în care e o lovitură de cap, scoate Bolboașă. Excelentă intervenție a portarului Arădean. Nu și Moise rămân singurele deocamdată pe tabela de marcaj. Pierde Ilie aici în fața lui Sorescu. Minge în careu pentru Nistor și este gol! Gol pentru Dinamo! Minutul 58. Profită Nistor de o eroare a lui Ilie, care a dat o pasă la adversar acolo în marginea careului de 16 metri. Nistor, iată, la aici pe Ilie, cât de ușor pierde mingea în fața lui Sorescu. Sorescu îi pasează lui Nistor, iar șutul acestuia pe colțul lung îl învinge pe Bolboașă. 2-1 pentru Dinamo din minutul 58. Dinamo este însoțită, vă reamintesc, la acest joc de aproximativ 200 de suporteri care au provocat incidente în drumul spre Arad, la Timișoara, chiar în centrul orașului, acolo unde au avut conflict cu... Reprimește mingea de la Melinte. Riscă acolo Bolboașă. Iată-l pe Nistor! Minge în careu pentru Neicuțescu, a greșit Nistor, șutează Neicuțescu, prinde Bolboașă. Ce șansă de 3-1 a avut aici Dinamo, însă Nistor
pentru Necuțescu. Necuțescu și este 3-1 pentru Dinamo. A scăpat Necuțescu față în față cu jucător, cu portarul Bolboașă și a trimis printre picioarele acestuia foarte rapid Necuțescu. Mihai Necuțescu scrie cel de-al treilea gol pentru Dinamo București în acest moment. Revedem pasa, pleacă tot de la Nistor. Necuțescu preia în flancul drept. Este mai rapid decât Ilie și trimite apoi printre picioarele lui Bolboașă. 3-1 pentru Dinamo. Care este foarte aproape de optimile Cupei României.